Salutare! Într-un final a devenit disponibil și mult laudatul Long Legs, care a primit destule acola de cum că ar fi un film al naibii de înfiorător. Lee este un agent special FBI care primește un caz nerezolvat de zeci de ani. Un caz care se învârte în jurul unui criminal în serie care mătrășește familii întregi și lasă niște scrisori codate. Poliția este incapabilă să afle motivul acestor masacre și nici nu este în stare să pătrundă în mintea criminalului. Însă Li, fiind mai tânără, mai proaspătă în minte, mai entuziastă, găsește anumite tipare. Povestea se învârte în jurul ocultului, fiind bine înfiptă în religie, dar nu în credința în Dumnezeu, ci în venerarea satanei. Ca atare, atmosfera este una golită de orice strop de lumină, atât exterioară, naturală, cât și intrinsecă, venită din suflet. Aveam impresia că, urmărind filmul, mă uitam direct în cel mai adânc hău întunecat, o gaură neagră infinită care sugea din mine cadru cu cadru pofta de a trăi, negura permanentă, culorile stinse, figurile șterse, lipsa oricărui zâmbet și vorbele mâhnite toate acestea construiesc o angoasă psihologică groaznică. Dacă la asta adaug și misterul aproape impenetrabil al scopului criminalului, se transformă într-un film bacovian la puterea infinit. Jocul actoricesc al lui Nicolas Cage iese în evidență atât în sens bun cât și în sens rău. Evident, interpretarea lui este una exagerată, așa cum ne obișnuit cu expresii și grimase mai degrabă potrivite pentru un pacient scăpat de la bălăceanca. Însă, aici se potrivește de minune cu personajul pe care trebuie să-l joace, astfel încât răul se balansează cu binele. Este dereglat total și are o afinitate pentru satanism. Atât de puternică încât orice cuvânt care șuieră printre dinți are capacitatea să te zgribulească din cap până în picioare. Înfățișarea lui fizică este terifiantă, iar sclipirile nebunești din ochi și replicile cu tâlc demonic îți pot da mintea cu capul de toți pereții. Cât despre cazul în sine, scenariul este destul de vag cu amănuntele oferite, nu că ne-ar lăsa cu ochii în soare, însă uneori nu se leagă unele de altele și nici nu par a avea sens la prima vedere. Este evident însă că Lee nu este deloc străină de acest caz între ea și Longlegs existând o conexiune strânsă și vă rog, nu scoate sopoarele să-mi dați în cap că v-am stricat o surpriză. Acest lucru este dezvăluit încă din primele secunde ale filmului. Dar cum și de ce? Iată două întrebări cu răspunsuri greu de găsit, cel puțin în prima parte a producției. Ce m-a enervat cumplit aici a fost finalul, unul tipic american care nu are deloc încredere în inteligența privitorilor și a ținut neapărat să ne explice ca la grădiniță cum se leagă toate. Fix înainte de punctul culminant, filmul ne așează pe genunchi și ne spune toată povestea, un fel de... Haideți, dragi moșului, știu că nu sunteți în stare să vă prindeți singuri, așa că iată cum stă treaba. Alo, filmule, ai un pic de credință în oameni. Nu sunt atât de prostale pe cât par la prima vedere și nu era nevoie de acea narațiune. Deja lucrurile deveniseră destul de clare. Deși nu se ridică la nivelul stelar al calității care reiese din acoladele primite, Lone Legs este totuși un film bun. Aduce cu Seven prin atmosfera lugubră și prin ucigașul descrerat care folosește religia ca justificare pentru crimele comise. Abordează influența traumelor din copilărie generată de abuzurile de orice fel și modul în care acestea ne afectează psihicul fără chiar să ne dăm seama. Și cum, din cauza lor, ajungem niște păpuși umane stricate fără să conștientizăm așa cum se cuvine acest aspect. Punctele forte sunt interpretarea fenomenală a lui Nicolas Cage și tonul macabru și depresiv care l-ar întrista până și pe diavol. Aveam așteptări ceva mai mari de la film, însă mi-a plăcut suficient de mult încât să-i confecționez 8 păpuși că știe el la ce trebuie. Până data viitoare, roguvă, spuneți-vă rugăciunile, să aveți parte de mi, niște pelicule minunate, aveți grijă de voi și papa. Pa! pa!